Bună seara, stimați telespectatori, avem din nou plăcerea să ne întâlnim în cadrul emisiunii Nimic fără Dumnezeu, Nihil Sine Deo. Fiindcă muzica este ceva cum poate e greu să spunem în cuvinte ce înseamnă muzica în viața unui popor. Ținând cont că am avut un mare geniu, un mare compozitor cum a fost George Enescu și fiindcă emisiunea noastră își propune să vă ajute pe dumneavoastră telespectatorii să fiți sănătoși, să fiți mai sănătoși, dacă se poate, de la o zi la alta, există ceea ce se cheamă meloterapie. Pentru ca să ne vorbească despre muzica românească, despre ce au însemnat marii compozitori, marii interpreți pe care i-a dat acest neam în domeniul muzicii, astăzi seară l-am invitat, avem onoarea să-l avem ca invitat în emisiune, pe maestrul Constantin Arvinte. Bună seara, maestre, bine ați venit la noi în studio. Aș vrea pentru început, maestre, pentru ca să fie cât mai, să zic, mult timp în care dumneavoastră să vorbiți, să ne vorbiți pentru început despre începuturile dumneavoastră în muzică. Cum ați ajuns să vă descoperiți inclinația către muzică? Cum ați ajuns să faceți conservatorul? Unde l-ați făcut? Am înțeles că ați avut o întâlnire cu George Enescu când erați student. Povestiți-ne cum știți dumneavoastră mai bine despre începuturile dumneavoastră în muzica românească. Am să o iau din școala primară, care am făcut-o în comuna natală, în comuna Voineș, din județul Iași. 4 anișori am învățat a cântă, a doua, a treia, a patra, îl vedeam pe învățătorul nostru care ne cânta din vioară și îmi plăcea foarte mult. Am pus și o mâna pe vioară, dar n-am îndrăznit ca să o pun la gât ca să trag cu arcușul. Mai târziu, în clasa a patra, frecventam foarte des biserica, mergeam fie cu mama împreună, fie singur mă duceam la biserică, că îmi plăceau cântările religioase de la strană, dar în același timp îmi plăcea și să urc în clopot și să trag clopot și să și toc. Mă pretinisem cu clopotarul și ăla spunea, uite aici așa toacă, tacă, tacă. Și deci prinsesem ritmul. Specific de toacă. Da. Și cum să spun eu, sonoritatea clopotelor. Eu trăgeam un clopot mai mic, clopotarul avea un clopot mai mare. Și tot mergând la biserică, mi-a intrat în minte așa ideea să mă fac popă, preot. Și mă tot gândeam, mă, am să mă fac popă. Și chiar am avut o colegă de clasă, una Ileana Bordei, și i-a spus, știi că eu vreau să mă fac popă, tu n-ai vrea să fii preoteasa mea? Și ea, da, Costicuță, sigur că da, da. Da, numai că mai târziu, după ce am terminat clasa a patra, la tata nu m-a dat la seminar, m-a dat la școala normală, din Iași, de învățători, Vasile Lupu. Acolo era, cum să spun, un freamăt muzical extraordinar, pentru că acolo am găsit niște oameni extraordinari în domeniul muzicii, un strănepot de-a lui Barbu Lăutaru, care mi-a fost primul profesor de vioară, pentru că vreau să spun, nu puteai să intri în școală după ce am dat concurs, am reușit, trebuia să ai și vioară, afară de celelalte lenjerie, chestii, ce mai trebuia. Și atunci mi-a cumpărat tata vioară și am mers la școala normală și am făcut cu el un an. Mai târziu săracul s-a prăpădit și a venit alt profesor foarte bun cu care eu am învățat să cânt la vioară foarte, foarte bine. Îl chema Rudolf Podlovski, tatăl lui Daniel Podlovski, concertistul mare de astăzi. Iar la muzica vocală, corală, aveam pe marele maestru, compozitor și dirijor, Constantin I. Baciu. Știți, Baciu, născut la Vaslui, a făcut conservatorul în Iași, a făcut 3 ani la Paris
și s-a întors și a devenit profesor la Școala Normală Vasile Lupu, dar și la Liceul Militar din Iași, dar și la Reuniunea Femeilor Române din Iași, era un liceu industrial, și a dirijat coruri și a compus lucruri extraordinar de frumoase. Și de la el am învățat teorie și solfegiu. Așa încât la sfârșitul școlii normale eu eram tobă de teorie și solfegiu. Cred. Și pe la 13-14 ani începusem să compun. Și ce compuneam? Compuneam sârbe și hori moldovenești, pe care le scriam frumos pe note și le cântam în pauză la vioară cu colegul meu de bancă, care și ăla era foarte bine pregătit la vioară. Și făcusem la un moment dat, Podlovski a întocmit la, în clasa noastră, un quartet de vioare. Vioara 1, 2, 3, 4 și ne-a făcut aranjamente pentru aceste patru viori. Eu eram vioara 1, bineînțeles, conduceam linia melodică, ceilalți, ce scria el pentru celelalte viori. Și cântam așa, Mozart, eine kleine Nachtmusik. Cântam Beethoven, un menuet de Beethoven. Cântam Schubert, un moment muzical de Schubert, cântam Mendelssohn Bartholdy, cântam și alte și alte, și Grieg cântam, da. Piese din, grele, piese din, grele. Suita Peer Gynt de Grieg și așa mai departe, adică niște lucruri, și astea ne-au atras, ne-au intrat în suflet încă de când eram foarte, foarte tineri. Și de atunci m-am îndrăgostit, dar în același timp, fiind născut la țară și auzind la sărbători și peste tot și la jocuri, fanfarele care erau acolo țărănești, lăutarii care cântau, toate astea mi-au intrat în suflet și s-a făcut așa un fel de contopire între muzica națională folclorică și muzica clasică. Și firește că am mers mai departe. După aia, când am terminat școala normală, tata a zis, ei, acum ai diplomă, du-te și caută-ți post de învățător. Și a spus, nu, tată, vreau să mă duc la conservator. E foarte bine, n-am nimic împotrivă, dar mai am și palții în urma ta. Oh. Că mama a făcut 11 copii. Oh la la! Și după mine eu eram al patrulea din copii. Era greu, era greu. Doi au murit de mici în timpul războiului. Mama săraca. Și a fost foarte greu după război să fac studenție la Iași. Nu se găsea nimic. La un moment dat, în primul an, eu am intrat în clasa în care erau adunați studenții care urmau să urmeze cursul de teorie și solfegiu cu un profesor care îl chema Constantin Constantinescu de la Iași. Și când am intrat eu în clasă, a, iată că ne-a mai venit un musafir, zice profesorul. Și ia vină încoace. A, ești student? Da, în anul întâi, în 45. Și ia uite ce a scris colegul dumitale pe tablă. Eu i-am dictat și el a scris. E bine? Păi și repetați ca să aud și eu. A repetat la pian și m-a uitat pe tablă. Nu e bine. Ei, șterge și scrie tu. Și m-am dus imediat. El cânta la pian, eu scriam. El cânta la pian, eu scriam. Din ce în ce mai greu, cu intervale, cu nu știu, eu le scriam pe toate. De unde știi, măi? Mi-a dat și o carte de solfegiu de rateț. Am solfegiat în cheia de sol, am solfegiat în cheia de tenor, în cheia de alto și în cheia de bas. De unde știi? Păi am făcut școala normală Vasile Lupu. Ei, bravo, păi și eu am făcut școala normală Vasile Lupu, zice profesorul. Hai cu mine la cancelare. Și se duce acolo. Era rectorul conservatorului Radu Constantinescu, un pianist foarte bun pe vremuri. Și a spus, domnule rector, subsemnatul cu profesor Cutare, am constatat că studentul din anul întâi, Cutare, posedă cunoștințele pentru anul 3 de conservator de teorie și solfegiu. Și propun să fie trecut direct în anul 3 de teorie și solfegiu și în anul 1 de armonie. Extraordinar. Deci am trecut direct în aia. Acolo la armonie am dat de alt profesor care e născut în București, a făcut aici conservatorul, a învățat cu Dimitrie Cuclin, a învățat cu italianul, uite, nu-mi vine acum aminte, Alfonso Castaldi. Castaldi, am auzit, așa? Da.
Și pe urmă a făcut la conservatorul din Paris. A făcut 3 ani și el. Și s-a întors și l-a numit profesor la Iași de contrapunct. Și să vă spun o mică chestiune. Acolo la conservator, la armonie, era și profesorul Alexandru Zira. Am auzit. Care a scris opera Alexandru Răpușneanu, da, și altele. Și a avut în cancelarii o discuție așa în legătură cu prioritatea în compoziție, armonie sau contrapunct. Aha. Că de fapt ele se îmbină în creație. Corect. Georgescu susținea contrapunctul. Zira susținea armonia. Și la discuția lor cine asista? Profesorul Mihai Codreanu, sonetistul, care era profesor de declamație, că era conservator de muzică și artă dramatică. Da, da, George da, era, din Iași. Era, da, da, da. Și Zira s-a lăsat pe gubaș până la urmă și atunci el a făcut următorul catren. Ce a murit un biet creștin. Dar de ce a murit defunctul? Că Georgescu Constantin l-a ucis cu contrapunctul. Formidabil. Eh. Am făcut cu el armonie, am făcut și contrapunct și fugă. Și până anii 48-49 vroiau să mă trimită la Moscova să studiez mai departe. Aș fi fost coleg cu Anatol Vieru, cu Aslantu, așa, cu mai mulți care au făcut la Moscova. Tata mi-a zis așa între noi: nu te duce, mă, că vin americanii. Bine, americanii n-au venit, dar nici eu nu m-am dus. Când m-am dus la comisie și eu aveam o prietenă, o mândră, cu care sunt și acum căsătorit, care e acasă și ea trăiește, are și ea, face în februarie 92 de ani. Să vă bucurați de dânsa. Să vă bucurați de dânsa. Și am zis, am și eu aici o persoană care țiu la ea și dacă plec, ce știu eu ce se mai întâmplă? Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă plecam, trebuia să învăț limba rusă, da, trebuia să fac cu Tibi Oloac și cu el. Eu am fost prieten și cu Tibi, am fost prieten și cu Anatol Vieru. Anatol Vieru era din Iași, ca și mine. Și aș fi venit. Poate, zicea cineva, și poate te întorceai și cu vreo rusoaică. Opa! Cam toți s-au întors cu rusoaice, știi? Da, da. Sunt frumoase rusoaicele. Și am terminat conservatorul. Am avut un prieten foarte bun care cânta la pian foarte bine, un evreu, Moise Fidel. Fidel Moise. Pianist deosebit. Și îl spunea, ai Moise, mai cântă din Beethoven. Punea sonatele de Beethoven și mi le cânta. Și aia de la do major. Așa mai departe. Și mi-a cântat și sonata lunii. Partea întâi o știu să o cânt și eu, că am făcut piano auxiliar, dar partea a doua e mai greluță, iar partea a treia, e grea. Dar el o cânta. Și mă împrietenisem cu el, cu Moise Fidel. Într-o zi îmi spunea, măi, cu știi că tu știi să cânti la vreun instrument? Da, cânt la vioară. Făceam și piano auxiliar acolo. Am făcut și orgă cu părintele Herielegiu de la Biserica Catolică. Am făcut orgă, deci eu știu să scriu și, adică acolo atunci am învățat să scriu și pentru orgă. Înțeleg. Dar cânti la vioară și ce cânti? Păi sârbe, hore, moldovenești, bătute, corăghești și altceva. Știu și muzică ușoară, știu și romanțe, știu și nu știu, muzică clasică, știu menuete de Mozart, de Beethoven. Bravo, mă, eu cânt la o crâșmă în Păcurare, în strada Păcurare, și patronul mi-a zis numai la pian cânta. Măi, adă și o vioară. Uh-huh. Și am tot căutat și hai, mergem acum acolo, ia-ți vioara. Și ne-am dus acolo și când ne-a văzut patronul, foarte mulțumit. Era după război. Și după ce terminam de cântat, toată lumea mulțumită, ne aplauda. Și mâncam câte o friptură așa mare care ne ajungea a doua zi, până seara din nou. Și am fost prieten cu el. Odată, la un moment dat, să vă mai spun o chestie, prin anul, când intrasem în contrapunct deja, armonie eram până anul 2 și anul 1 de contrapunct, la un moment dat așa, eu mă duceam la toate cursurile profesorului Georgescu, la toți anii, și îmi luam notițe. Și la un moment dat m-am blocat. Prea multe cunoștințe înghițisem și nu mai știam să mă descurc. Și m-am dus acasă și am stat o săptămână, am dormit, m-am
Mama m-a întrebat, măi, dar tu nu mai te duci la școală? Nu mai mă duc, mamă, că nu pricep ce e acolo. Adică am fost descurajat. Da. Dar mă duceam duminica la concertele simfonice. Făceam 20 de kilometri pe jos, dus, 20 întors. Extraordinar. Plecam de dimineață la Iași, mă duceam la 11, era concertul, ajustam pe la 1, se termina 1, jumate, 2, mă întorceam acasă, ajungeam pe la 4, 5, mama mă aștepta cu mâncare caldă și la unul din concerte mă întâlnesc cu Moise Fidel și îmi spune, ia ascultă mai cu ștică, pentru ce nu vii la cursuri? Și m-a luat tare de tot, era mai în vârstă puțin da. Ca mine. Mă, Moise, nu mai pot, mă, nu mai pricep și acolo. Cum nu pricep, mă, tu care ești cel mai bun, mă, dintre noi toți? Că mi-eșise vorbă că sunt cel mai bun student la contrapunct din ultimii 20 de ani ai conservatorului din Iași. Asta era în 48. Extraordinar. Bine, măi, Moise, am să vin. Mă odinisem o săptămână și pur m-am început o profesor, hai, mă, hai. Duceam temele de armonie sau de contrapunct și bravo, foarte bine, Brahms. Nu mai îmi spunea Brahms. La alți colegi spunea Schubert. Hopa. La altul îi spunea Schumann. Frumos, ne frumos. Dea nume de astea da, clasice. Da. Să vă stimuleze. Brahms, să vă stimuleze. Da. Realitatea e că am făcut analize din Brahms și din César Franck și bineînțeles Beethoven, Mozart, Haydn și Bach. Mi-a dat preludiile și fugile din clavecinul bine temperat și le-am studiat acasă. I-am spus să le citești, că nu aveam pian acasă, dar să faci să se audă înăuntru tău ce scrie acolo. Fantastic. Și asta am reușit până la urmă și de acum citeam și se auzea totul înăuntru. Super. Și asta a fost. Iar în 49 eu terminam de acum, am dat examen de absolvire și fiindcă amânasem armata 2 ani, trebuia să mă duc undeva să fac armata la un ansamblu militar din București, ori la ansamblu armate, ori la ansamblu Ministerul de Interne, nu-i spunea încă ciocărlie atunci. Și s-a întâmplat că a venit atunci la sfârșitul iunie ansamblu Ministerul de Interne la Iași în turneu. Și pe urmă au chemat diversi cineva aia să vină din studenți să-i angajeze acolo la București. Și m-am dus și eu. Și bineînțeles cu solfegiul care îl știam, am intrat așa de prima dată. Și pe urmă m-au așteptat să vin acolo și am cântat în cor anul 49. Dar între timp mi-a spus Moise Fidel, că v-am spus pe drum chestia, că întinde-o că te apucă ploaia. Da. Așa da, mi-a da, zis. Da. Nu mai sta în Iași. Da. De ce? Nu pot să spun. Aflase el de pe undeva. Da. Dar mai târziu am aflat de ce. Aha. Că aveam o piesă la dosar, că sunt monarhist. Opa! Da. Că am cântat Trăiesc Regele, dar se cânta atunci în 46-47. Păi, ăsta 47, era imnul regal. Nici eu n-am mai cântat, normal. Da. Am plecat la București. Aici am intrat în ansamblu, am dat de Viorel Doboș, un compozitor foarte bun, foarte bine pregătit. Eu n-am spus la început că am studii superioare, că am terminat, că nu se purta pe vremea aia să fii prea intelectual. Clasa muncitoare. Trebuia era. Să fii clasa muncitoare. Da. Dar Doboș a aflat, și știu de la cine, că eu fiind militar în termen vreo 2-3 săptămâni până la 23 august, atunci în 49, dormeam alături la dormitorul nostru al militarilor în termen, ce aveam 23 de ani. Dormeam alături de Fărămiță Lambru, dacă ați auzit de el, care o acompania pe Maria Tănase mai târziu. Și el mi-a spus la un moment dat, Gagiule, tu ai școală! Mă, Fărămiță, nu mai spune la nimeni. Dar a aflat Doboș și m-a chemat la el în birou, avea pian acolo, s-a așezat la pian și face niște acorde. Ce acord e ăsta? Și eu îi spun, da ăsta l-am tu. Îl spun și pe ăla. Da, ăsta. Îl spun și pe... Tu ai conservatorul, l-ai terminat. Știa, da. Aflase. Ăsta cred că a spus. Da. Și atunci, de la 1 ianuarie, te numesc dirijorul corului ansamblului Miaiul. Extraordinar. 80 de coriști erau. La 24 de ani?
La 23 de ani. 23 de ani. 23 de ani, că 24 m-am împlinit în 50. Da, în 50, da, de la 1 februarie 50. Da, în mai tocmai. Da. Și vorba aia, era plină corul de plutonieri, de, să zic, majori, de foști avocați, foști doctori, foști, nu știu ce, dos deblocați, toți dați afară din slujbe, dar aveau voce și au intrat în cor acolo. Frumos, și cântau în cor. Da. Eu cântam la bariton, da. Am avut colegi foarte buni. Și un dirijor care a fost înainte, care a rămas în continuare, Mălureanu, Ștefan Mălureanu, care a fost dirijorul unui cor aici pe vale, pe cor pe Calea Victoriei, vis-a-vis de așa, de ăla care s-a dărâmat la cutremur. Pe Calea Victoriei, lângă așa. Și care pe urmă s-a mulțumit cu ăsta, domnule, ăsta are școală și atunci a lasă să fie el dirijor. Și am fost și am pregătit două sau trei programe din nou cu cântece tot felul, cu folclor, cu cântece cum erau pe vremea aia, normal, cântece sovietice, de Dunaevski, de Alexandrov, de nu știu ce, cum era atunci. Și a ieșit foarte bine. În timpul ăsta ne-a spus, când eram încă militar în termen, că o să le trimite la trupă, undeva pe Marghita, până Ardeal. Și acolo îți dai seama, să faci 3 ani zile instrucție, fără niciun fel de legătură cu muzica. Dar, dacă vrea cineva dintre voi, dintre militari, să intre în corpul suboficierilor, atunci rămâneți aici. Opa. Dar semnați un contract pe 7 ani. Opa. Și toți colegii cu care mai venisem, că au mai venit și alții de la Iași atunci, în 49, ne-am sfătuit noi, hai mă, rămâne mă, la urma urmei, în 7 ani, ori crapă măgar, ori moare împăratul, știi? Și am făcut școala de ofițeri de muzică. Vă spun, domnul Popovici, am avut, cum să spun, o surpriză, să constat că toți profesorii de acolo erau aproape de limita cunoașterii. Eu eram, vorba aia, mai școlit decât ei, simțeam eu chestia asta, dar n-am arătat, am fost cu minte. Profesorul de armonie ne preda armonia, dar nu știa nici el nimic. Dar dădea câte o temă acolo și s-o rezolvi careva, nu putea nimeni să o facă. Cine poate? Și bineînțeles, până la urmă trebuia să mă duc eu și mă duceam și eu, uite așa, o rezolvam. Era o bagatelă. Da, pentru mine era o bagatelă. Și am făcut dirijatul de orchestră cu un altul, cu un maior, era șef cu inspectorul muzicilor militare, maiorul Ioan Micu. Și am terminat, în decembrie am dat examen de absolvire, am ieșit șeful promoției, normal. Și la dirijat am dirijat uvertura Egmont de Beethoven, oho, o fanfară de 45 de persoane. Formidabil. Am dirijat, da. Formidabil. Și am ieșit sub locotenent. Și m-a luat, Micu, inspectorul m-a luat la el în birou ca să fiu ajutorul lui acolo și să nu știu ce. Nu m-a mai trimis la nicio fanfară la vreo regiune. Am rămas acolo. Sigur. Am rămas până în iunie. Că în iunie a trebuit să mă mute la undeva, la un grup artistic al comandamentului trupelor de grăniceri. Deci 3 ani am fost acolo și am organizat o orchestră și un cor extraordinar și aveam și băieți dansatori și împreună cu spălătoresele și cu astea am făcut un fel de ansamblu. Dansuri mixte, aveam un coregraf care se lucra cu ei și eu lucram cu orchestra și aveam și câțiva soliști buni. Așa? Și asta am făcut. Acolo am învățat orchestrație, cu orchestra aia am lucrat-o, că se spune și că am învățat bărbieria pe capul statului, știi? Așa, eu am învățat orchestrația pe capul orchestrii alea. Că ce scriam și nu suna bine, ștergeam, i-am încă o dată. Și le, cum să spun, până, e greu până să înveți toate treburile astea. Pentru că sunt niște lucruri, cum să spun eu, subtile, sunt de mare, cum să mare spun finețe, finețe, de mare finețe, de rafinament, da, sigur. Da. Dar, la sfârșit, s-a desființat grupul artistic și m-au mutat în 1954 înapoi la ansamblu, unde era un fel de teatru de estradă. Uh-huh. Era și teatru și scenete și muzică ușoară.
Și era o orchestră foarte bună de muzică ușoară, cu suflători. Aveam trei trompete, două tromboane, saxofoane, clarinete, flaut, avea pe Bebe Prisadă la flaut. Oho! La contrabas l-aveam pe Johnny Răducanu. Oho! O orchestră foarte bună, violoniști foarte buni, aveam 10-12 violoniști. Și eu știam orchestrație de acum, de la Grănecer, și am început să le orchestrez. Ce făceam? Ascultam la radio muzică ușoară cehă sau germană din RDG, o scriam, melodia aia, și apoi orchestram eu pentru orchestra mea. Și ieșeau niște chestii extraordinare. În plus, aveam soliști vocali, o fată care avea o soprană argentină, Ionescu, pentru care am compus o romanță frumoasă, a cântat-o la vremea respectivă, versuri, un prieten al meu care a murit săracul, care era regizor. Aveam solistă pe Mia Barbu, care cânta romanțe și cântece așa mai vechi de astea, așa folclorice. Și mai aveam și niște băieți pe acolo, unul, George Bunea, care a fost pe urmă l-am prins pe George Bunea, stradă, da. La Tănase, și alții. Dar acest grup, și eu în timpul ăsta în turnee, în dimineața eu orchestram. De exemplu, în 55, când a murit Enescu, eu eram la masa impresionat de moartea lui George Enescu și am apucat să am scris un preludiu simfonic și lucram la masa. Maestre, fiți amabil, vă rog frumos, pentru că ați pronunțat numele mare lui George Enescu, vă rog, povestiți telespectatorilor noștri cum a fost întâlnirea dumneavoastră cu George Enescu. Că mi-ați povestit că l-ați întâlnit pe George Enescu odată doar. Eram de acum în anul 3, da, în 1946, primăvara, până mai iunie era, la conservator. Conservatorul nostru era pe strada Carol, acum. La Iași. La Iași. Da. Așa, Bulevardul Carol. Și mi s-a spus că a venit Enescu în Iași să dea un concert. Să dirigeze un concert. Sau aș fi cântat cu vioara, nu mai știu, că n-am fost la acel concert, nu știu ce am avut eu atunci, n-am putut merge. Dar a doua zi a venit la conservator, pentru că conservatorul din Iași poartă numele lui George Enescu. Extraordinar. Și a venit la conservator după amiază. Și a stat cu noi de vorbă, ne-am adunat într-o sală mare acolo. Până m-a luat vioara și a început să ne cânte. Ne-a cântat tot felul de lucruri care avea el. Trilul Deavolului, Tartine, sonata Cezar Franck în La Major, sonata de Lecque, sonata lui, aia a doua, sonata a doua, în fa minor, tira-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ra-ra, și așa mai departe. Ne-a cântat lucruri tare, tare frumoase. Și la pian îl acompania o colegă de-a mea de la conservator, Elize Foyer, care mai târziu s-a căsătorit cu un prieten al meu, Victor Popovici. Și a devenit Elize Popovici, care acum e consupătoare. Cred că mai trăiește, bănuiesc. Odată într-un an am dat telefon acolo ca să o felicit și mi-a răspuns Goia. Dan Mihai Goia, dirijorul de la radio, stătea acolo, pentru că între timp ea îi murise bărbatul Popovici și s-a căsătorit cu Goia, cu tatăl lui Goia, care a fost director operei din Iași și pe urmă a venit la director la Ministerul Culturii la muzică. Și ea l-a acompaniat la pian pe Enescu. Și a fost totuși, totul a fost de o frumusețe cu totul deosebită. La sfârșit, George Enescu a dat rectorului conservatorului, i-a înmânat o sumă mare de bani, că a aflat de la noi că o duceam greu. După război nu se găsea nici de unele, nu știu ce, nici n-aveam cămin, nici cantină n-aveam. Și i-a dat 60.000 de lei. Extraordinar. Ca să facem o cantină așa în spatele clădirii, acolo, și s-a cumpărat două cazane, s-a pus mălaie într-una, în alaltă cartofi suediezi și uite că așa ne-am întreținut și cu banii lui Enescu am putut să mergem mai departe și să învățăm. Și pe urmă Enescu a plecat la Paris, nu la Paris, a plecat la Moscova
Și acolo s-a întâlnit cu toate oficialitățile, cu compozitorii ceilalți de acolo, cu Șostakovici, cu Prokofiev, cu Hachaturian. Hachaturian tocmai terminase concertul de vioară. Pot să spun și Vă chestia rog, asta? vă rog, vă rog, sigur că da. Și l-a rugat pe maestru Ionescu ca să-l vadă și să uite pe el. Și Ionescu s-a uitat pe el, a luat vioara, cine mă acompaniază? Păi eu, că sunt și pianist, s-a așezat la pian Hachaturian și l-a acompaniat pe Ionescu, i-a cântat concertul de vioară al lui Hachaturian, care e, cum să spun, e foarte frumos, e pe teme din alea caucaziene, armenești, foarte frumos concertul, dar tehnic e greu, E greu. pentru că sunt multe așa. Ionescu le-a învins toate aceste greutăți tehnice și pe urmă a închis partitura, a mai stat puțin și a spus: ei, hai să-l mai facem încă o dată. Și Hachaturian, și păi deschideți partitura, așa, nu, l-am memorat. Extraordinar. Și l-a cântat a Incredibil. doua oară din memorie. Din memorie. Adică avea o memorie fantastică, George Ionescu. Extraordinar. Și acum e festivalul Ionescu și trebuie să-i aducem un omagiu marelui nostru maestru. Tocmai ăsta a fost Pentru că motivul eu îl pentru pun care v-am invitat. în acea triadă mare de genii, Eminescu, Ionescu și Brâncuș. Maestre, ăsta a fost motivul de bază pentru care v-am invitat în emisiunea noastră, pentru că acum este Festivalul Ionescu și dumneavoastră ați avut privilegiu să-l cunoașteți personal pe George Ionescu și uitați, Bine, ne-ați n-am dat povestit... mâna cu el, că eram student. Bine, eram, dar ne-ați povestit... Dar l-am văzut de aproape, știi? Ne-ați povestit două momente... Și era așa de cald și, cum să spun, vorbea cu noi cu atâta, se vedea o dragoste pentru noi deosebită din partea Era lui. Un român adevărat, un mare patriot. Da, și un mare patriot, da. Bun, continuați. Ce s-a întâmplat la ansamblu acela la care dumneavoastră erați deja dirijor și ce ați făcut în continuare? Am făcut muzică ușoară la un moment dat. Da? Să știți, da, am și compus. Dar și am intrat într-un fel de cenaclu la radio pe vremea aia, condus de un pianist, un anume Kofler, care ne cânta piesele care le compuneam la aia și ne dădea niște, cum să spun eu, nu premii, dar niște aprecieri. Da, da. Așa. Eu am dus și eu două, trei piese și bineînțeles că n-am primit niciun fel de apreciere. Dar eu eram combinat atunci, mă împrietenisem, fiindcă eu aveam orchestra mea de muzică ușoară, făceam orchestrații, cu încă doi compozitori de muzică ușoară și am să vă spun numele lor, Radu Șerban și Vasile Veselovski, cu care am fost și foarte apropiați și am făcut un fel de cooperativă, așa. Da. Frumos. Și ei mi-aduceau piese, eu le orchestram și le cântam la orchestra mea. De asemenea, m-am împrietenit și am primit piese și de la Camelia Dăscălescu, care era tot eșancă, dar era în București. Așa. Mare și foarte Camelia Dăscălescu. Amintiri, amintiri, da. Și altele. Da, da, da. Și dar prin 55-50 cam așa la noi ansamblu devenise ansamblu Ciocârlia și cultiva foarte mult folclorul și tot ce se monta se monta pe bază de documentare folclorică. Se trimiteau specialiști în provincie, în diferite zone folclorice și se făceau culegeri de dansuri, pași de dans, de muzică și de costume. Și în 55, coregraful care era, urma să facă o culegere în Bucovina. De acolo începea, de fapt, toată Moldova. O lună de zile am stat în toată Moldova. Și cel care mergea cu el ca să culeagă melodiile, un anume Grigore Suchici, s-a îmbolnăvit și n-a putut să mai meargă. Și s-a dus la Viorel Doboș, la directorul artistic, și a spus: maestre, eu plec în culegeri, dar eu n-am muzician care să culeagă. Că n-aveam aparatură. Pe dumneavoastră. Pe vremea aia nu existau aparate de... Da, și da, totul da. Se făcea, se registra de la ureche. Aha. Lăutarul cânta și respectivul scria.
Ăla Suchici era și viorist și le lua el la vioară și pe urmă după aia se uita la vioară și le scria. Eu însă nu m-am mers cu vioara, m-am dus numai cu urechile mele. Și prima mea plecare a fost cu ei în Bucovina. De acolo în Botoșani mi-amintesc la Serafinești, într-o seară la Căminul Cultural a făcut culegere, dansuri, jocuri care sunt jocuri moldovenești frumoase, bătuta, curăghească, așa. Și lăutarul cânta la vioară. Uh-huh. Și eu stăteam pe masă și scriam un păcăiet. Uh-huh. El începea partea întâi a melodiei, eu scriam pe la mijloc și el începea pe a doua, o începeam și eu, o începea pe a treia, o începeam și eu și pe urmă relua de-a capul și continuam eu. Întâia, a doua, a treia, o lua încă o dată de-a capul și o încheiam a una, două, trei. Și pe urmă puneam brațele așa și mă uitam la ei. Și județ, Popescu județ mă întreabă, Arvințel, așa îmi spunea, ai scris melodia? Și da, am scris-o. Și ia fluierul. Ca să audă lăutarul, da. Să controleze dacă am scris-o bine. Și eu mă uit pe caiet și încep să o fluie. Nu știu ce cu tare. Lăutarul a făcut niște ochi mari. Și da, de unde o știi, domnule? Ei, asta e. Nu, domnule, nu știu, am scris-o. Și el nu putea pricepe. Fantastic. Că se poate scrie așa ceva. Da. Extraordinar. Ca să știți. Maestre, uite, ați început să vorbiți... Și de atunci a început epoca mea folclorică. Da. Asta vreau să vă întreb, pentru că poporul ăsta are un folclor extraordinar. Extraordinar. Da. Dumneavoastră care sunteți un mare compozitor și... Ați... Așa mare nu sunt, dar... Nu, eu știu că acum 5 ani am avut... Se păstră în proporție. Am avut onoarea cu 5 ani când ați fost sărbătorit la Tinerimea Română. Am fost și eu invitat acolo și atunci am avut onoarea să vă cunosc și toată lumea de acolo pur și simplu era deosebit de onorată că are șansa să fie contemporană cu dumneavoastră. Sunteți totuși... Modestia e apanajul oamenilor modești. Dumneavoastră totuși sunteți un om care a dat mult de tot muzicii românești. V-ați consacrat toată viața muzicii românești. Ați fost în turnee probabil în toată lumea. Da. Dar n-ați rămas nicăieri, v-ați întors tot aici, pentru că probabil aici este locul dumneavoastră, de aici v-ați tras toată seva pe care a spus-o în compozițiile dumneavoastră. Apropo de turnee și de rămas, pot să vă întrerup puțin? Dar vă rog, spuneți ce doriți. Am mers cu ansamblu Ciocârlia în anul 1968-69 în turneu 4 luni în Statele Unite. Așa, ia spuneți. Eu am mers ca dirijor. Ia spuneți, cum a fost? Am dirijat nu numai Rapsodia de George Enescu. Povestiți cum a fost episodul ăla cu Rapsodia Română când aveați o coreografie a lui Capsali extraordinară și... Da, păi, pe muzica lui George Enescu, a Rapsodiei Române în la major, un libretist, un poet, Florin Raba, prieten bun cu mine, a murit de mult, săracul, a imaginat un scenariu de dans. Așa, ia spune. Și a făcut apel, adică acolo, la cele trei arte, deci coreografia, muzica și arta plastică. Aha, foarte. Și a imaginat Galeria Națională. Exact. Tablouri din Galeria Națională. Da. Și deschidea scena, păcat că nu mai există filmul ăla, nici nu știu dacă s-a mai făcut. Păcat. În care în mijloc era un tablou mare de Teodor Aman, aici era un tablou de Grigorescu cu Caru, cu Boi, cu ăla care mână, dincoace era cu ciobănașul, dincolo cu păstorița și așa mai departe, și cu fata care toarce, da. Tablouri și pe muzica lui Enescu, da, ia pam pim pam pim pam pa, se deschide cortina ușor, ușor, ușor. Aha. Și se arată publicului acele tablouri. Aha. Toți dansatorii sunt nemișcați în tablouri. Da, stană de piatră. Care apoi, mai târziu, când se animă puțin, tarom, pam, pim, pam, pim, pam, mai târziu, încep să se miște, să uita unii la alții. La un moment dat, fata scapă fusul jos, se duce ciobănașul, sare din tablou, se duce el, ia și îl dă, și pe urmă începe dansul.
La moară la hârța pârsă și toate alealte melodiile care le-a folosit George Enescu în, în această rapsodie, care este o frumusețe și de orchestrație și de îmbinare de teme muzicale. Geniu extraordinar. Și pe o stâncă neagră în vechiul castelului melodiaș. Vreau să spun că a impresionat în asemenea măsură publicul american, încât au declarat a doua zi, și mai aveam și alte dansuri, aveam Nunta de pe Someș, orchestrația lui Viorel Doboș, aveam și eu un dans, dans de Munții Codrului, din zona aia între Satul Mare, Maramureș și Zalău, care în sală la New York, de exemplu, a fost Ionel Perlea, marele nostru dirijor. Formidabil. Și a stat până la sfârșit și cu nevasta lui. Și pur și simplu noi am... A plecat publicul și noi am coborât de pe scenă și l-am înconjurat și el pipăia costumele, ia fetelor, da. Și era dor de țară. Era dor de țară. Marele nostru dirijor. Știți care a primit bagheta de la de Arturo Toscanini, la Metropolitan Opera. Mari oameni am avut. Ionel și Perlea. A zis, a deschis programul și s-a uit. Cine a scris muzica la Munții Codrului? Și toți au zis, ce maestru Arvinte. Și eu eram lângă el. Și dumneata a scris, da, eu. Mă, băiete, mă, sună ca la Enescu, în special ai, partea a doua. Așa mi-a zis, sună ca la Enescu. Incredibil. Așa mi-a zis și m-a invitat la el acasă, la o cafea. Și am mers, nu, atunci, în ianuarie, când ne-am întors din Canada, am mers la el acasă, fiindcă trebuia să semneze un contract, aveam o reprezentantă de la ARIA, ca să vină în țară să dirigeze două concerte. Da, și într-adevăr a semnat contractele, l-a convins, că m-a întrebat pe mine, spune-mi, să mai vină în țară sau să nu mai vină? Ce mai sunt ruși acolo? Nu mai e maestru niciun picior, s-au plecat toți. Puteți să veniți, vă rog, veniți. Și au venit. Ei, și acolo am băut o cafeluță, am stat cu el de vorbă. Ce, unde ai învățat? La Iași. Cu cine? Cu Antonin Ciolan. Mare dirijor și l-a laudat pe Antonin Ciolan. Da, da, da. Făcut școală germană, da. Puternic așa. Și a venit într-adevăr în țară în luna mai, a dirijat concertele și eram cu fiică mea. Și am luat-o de mână la sfârșitul concertului ca să mergem și noi să-l filitisim și fiica mea avea programul și vrea să-i dea un autograf. Și printre lumea care era acolo și se înghesuia ca să mă leargă și nevasta lui, a lui Ionel Perlea, m-a văzut. Aha. Și a spus, Ionele, uite-l pe domnul Arvinte de la New York. Acum era domnul Arvinte de la New York. Și ne-a făcut loc aia și am intrat cu fiica mea, nu știu ce, și i-a dat autograf cu tare și ne-am mai revăzut încă cu Ionel Perlea. Alt episod tot din turneul ăla, eram în Mexic, am fost în Mexic, în preajma Crăciunului și am dat spectacol acolo, vreo două spectacole. Și a doua zi a venit la hotel niște români care erau acolo stabiliți, un anume Lapadat, Vasile Lapadat îl cheama, profesor de limbă română la Universitatea din Mexic, dar și, mă rog, fostase spaniola. Și mi-a zis așa, maestre, n-aveți cumva vreun colind românesc, se apropie Crăciunul și noi avem un cor aici și vrem să cântăm și noi un colind, două românești. Doamne. Dar cum să nu am caietul de colinde cu mine? Și m-am apucat și i-am făcut patru colinde aranjate pentru cor mixt, imediat și le-am dat. Ați mai stat, mai stăm aici, mai avem un spectacol. A doua zi după spectacolul altul, vine la mine și ne aduce niște cărți, nu mi-a dat bani, dar mi-a aduce niște cărți de Lupașcu, filozoful Lupașcu, de Mircea Eliade, nu știu ce, toate în franceză. Așa. Și îmi propune următoarea chestie. Nu ați vrea să rămâneți aici, în Mexic? Eram sigur. Eram vă oferim sigur. Postul de dirijor al corului Bisericii Ortodoxe Române. Formidabil. Din Mexico City. Eram sigur. $3,000 pe lună, casă și masă. Și dacă nu vă aduceți familia, uite, dumnea ei, era o fată frumoasă, așa înaltă, ar fi dispusă să vă ia de bărbat. Opa! Opa!
Ați făcut și cucerire. Domnul profesor, să mai mă gândesc. Bine, gândiți-vă. Mâine, a doua zi, la 7 dimineața, avionul nostru a zburat la Los Angeles și de acolo tocmai la Seattle. Și acolo am făcut Crăciunul, la Seattle. La Seattle s-a făcut a doua zi de Crăciun o masă românească la Clubul Polonez. Și fetele au făcut sarmale, adică s-a dat o masă românească. Da, da, da. Muzicanții mei de la orchestră au făcut piftie. Și băieții de la cărușari, de la dansuri, au învârtit mămăliga cu besele de la cărușari. Formidabil, formidabil. Și s-a carat acolo așa, băutura au dat-o aia de la Seattle, iar dulciurile le-a dat americanii care ne însoțeau de la New York. Deci a fost un Crăciun ca la mama acasă. Și eu am organizat pentru această chestie și un mic program și am făcut un quartet al colindelor, adică o vioară, două vioare, adică violă și violoncel, colinde românești, aranjate de mine pentru acest. Și i-au venit acolo și au cântat chestia și a fost o întreagă, cum să spun eu, o plăcere deosebită pentru toți să asculte colindele românești, dar nu le-am spus colinde românești, le-am spus cântări străbune. Directorul a zis să nu afle în țară că cântăm colinde. Da, asta e cântări străbune, poate să fie și balade, poate să fie și doine. Așa. Dar ele erau colinde, cântări străbune din vreme apuse. Și a fost o chestie deosebit de frumoasă. Asta s-a amintit din turneul meu de America. Păi am fost atunci în Statele Unite, tot am făcut. Pe urmă ne-am dus în Mexic. Din Mexic am zburat și am mers la Vancouver a doua zi, la Edmonton și Montreal. Și pe urmă ne-am întors la New York în ianuarie 69. Și când am plecat, trebuia să plecăm, să mergem și în Cuba. La Fidel Castro. Ne s-a spus, nu luați direct pe Florida. Că să nu vă pomeniți cu o bombă în coada avionului. Vă faceți că mergeți către Europa și la un moment dat faceți dreapta. Vira ancora. Și așa am făcut. Și am stat și acolo o săptămână în Cuba. Și acolo am aranjat o piesă cubaneză, Bombon Cea, așa se cheama, pentru că știam să aranjez și muzică ușoară. Da. Și cânta la Nai, un naist foarte bun care l-am avut. Eu s-a prăpătit acum câțiva ani, Stanciu Simeon, care era stabilit acum în Elveția. Și a cântat chestia aia și a avut un mare, mare succes. Am făcut pe urmă turnee și în Kuwait, am făcut și în Algeria cu ansamblu. În alte părți nu prea am fost. Mai mult am fost cu ansamblu studenților, pentru că din 64 m-au solicitat cei de la Tineretul, Ministerul Tineretului, să mă ocup de orchestra studenților din București. Pe Voicu Enăchescu l-ați cunoscut? Voicu Enăchescu. Voicu. Da? E prietenul meu. Mă cântă mie o lucrare, Trecuit de alul la Băiuț, cu mâncare la Drăguț, care o cânta și Marin Constantin. Dar Marin Constantin o cânta într-o formă mai simplă. Unison și o linie melodică care merge așa. În timp ce la Voicu Enăchescu mi-a cerut o doamnă de la liceu, mi-a evitează să o fac pentru cor mixt. Și atunci am folosit și alte mijloace polifonice. Am băgat și tenori, am băgat și baci. Și azi forma asta o cântă Voicu Enăchescu aici. Maestre, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă rog foarte mult să-mi spuneți părerea dumneavoastră despre muzica românească actuală. În momentul de față, cum vedeți dumneavoastră muzica românească? Am înțeles că avem talente extraordinare în continuare. Angela Gheorghiu, avem oameni extraordinari și profesori la conservatori extraordinari, dar și interpreți și de muzică clasică. Avem foarte buni interpreți și soliști la instrumente, la diferite instrumente. Eu mă refer evident la muzica clasică, la muzica clasică. Zdrângăneală care... Da, la muzica clasică pe care eu ascult și care, cum să spun, e incorporată în mine. Așa, încă de când eram foarte, foarte adolescent, fiindcă am avut profesori care iubeau asta. Mi-am adus aminte de un episod când a murit Baciu, Constantin Baciu. Da. Era de acum în București și a murit în 59.
și s-a propus să fie înmormântat la cavoul compozitorilor de la Belu. Aha. Ion Dumitrescu, când era președinte, a făcut acel cavou, pentru că compozitorul trăiește cât trăiește și într-o bună zi pleacă. Se pleacă la Dumnezeu. Și atunci să aibă unde să-l îngroape. Și a zis să-l îngroape la cavoul compozitorilor. Și un alt compozitor, nu dau nume, mai bine. Nomina odioza. Mai bine. Dar o să vă dați seama despre cine. Da. Zice, ei, dar de ce să-l bage acolo? Că nu e așa marcant. La care altul de lângă el, și ăsta pot să-i dau numele, Ion Croitoru, compozitor de la Ploiești, îi spune, măi Ioane, cum vorbești tu așa? Mm-hmm. Păi tu n-ai făcut decât dorulețule. Pe câte vreme Baciu a făcut, dorul meu pe unde pleacă? Pe unde pleacă, nu-i pasăre să-l întreacă. O frumusețe. Cred. Deci n-am dat numele, dar se știe despre da, cine da, vorba. Se bănuiește, sigur da. Că da. Maestre, pentru că nu mai avem foarte mult din emisiune, o să vă rog, poate și cu altă ocazie, să aveți amabilitatea să răspundeți invitației, să mai veniți. Da, cu multă plăcere, pentru domnul Popovici, pentru că eu mai am încă, traista mea e plină. E plină, nu-i e așa? E plină de amintiri, da. Maestre, pentru final, aș vrea să vă rog, dacă aveți amintiri despre George Georgescu, care știu că a fost un mare dirijor al filarmonicii, deci fratele meu a avut șansa să fie coleg la liceul Caragiale cu fica lui George Georgescu, da. Care atunci era mare dirijor și eu am apucat să merg la Ateneul Român și să văd un concert dirijat de George Georgescu. Eu l-am cunoscut pe maestru Georgescu, bineînțeles, de departe, la concerte. El dirija și că am frecventat și la Ateneu, am mers și pe maestru Georgescu și bineînțeles, aveam o mare admirație pentru el. Și cunosc și așa că când era tânăr se pregătea să fie un foarte bun violoncelist, dar a avut un accident la mână și atunci a făcut dirijatul în Germania și pe urmă a venit ca dirijor. Dar însă în timp ce noi eram cu ansamblu devenit în 1962 ansamblul Rapsodia Română, eram la Predeal și ne pregăteam pentru plecarea în America. Primul turneu în 62 în America, dirijor era Ionel Budișteanu. Așa. Cu un spectacol folcloric, primul nostru spectacol și Ministerul Culturii și toți conducerea Ministerului și cine erau atunci așa la cultură. Se interesau foarte mult ca acest ansamblu să aibă mare succes în America. Aha, era și epoca în care cu rușii erau... Da. Începuse să se termine. Și da, vreau... da. Eu lucram atunci, am lucrat 5 ani în Ministerul Culturii, la Direcția Muzicii. Și m-a trimis Dumitru Popescu, Arvinte, te duci la Predeal și stai tot timpul cantonamentului acolo și urmărești pregătirile din partea Ministerului, ai toată mână liberă să iei orice măsură e necesară ca lucrurile să meargă bine. Și, mă rog, m-am dus și asistam la repetiții, la dansuri, la orchestră, cu Budișteanu. L-ați cunoscut personal pe Budișteanu? Pe Budișteanu l-ați cunoscut bine? Am fost prieten foarte bun cu el. Am stat cu el în cameră. Hai să mai facem o cafea, hai, nu știu ce, hai Ionele. Și el s-a așezat la o parte de masă și eu la altă și el compunea și eu compuneam, scriam seara. Nu? A doua zi mergeam la repetiții. Și într-o sâmbătă cine ne vizitează din partea, că atunci era Consiliul Culturii și Educației și consilier, da. Era maestru George Georgescu, președintele acestui consiliu. Maestre. Și ne-a vizitat la Predeal. E regulă. Și atunci l-am cunoscut personal. Perfect. Că m-ați întrebat de el. Da. Acum, fiindcă e vorba aia celebră latinească, fugit irreparabile tempus, fuge da. Timpul așa, nici nu știi când a trecut. A trecut deja o oră, n-am luat nicio pauză, pentru că așa de frumos povestiți, cred că ar trebui să vă scrieți memoriile, pentru că mi-a spus că cineva v-a zis că dacă vă scrii memoriile, ați fi ca un fel de al doilea Ion Creangă. Da. Bine.
Eu vă rog, vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați acceptat invitația să veniți la noi în emisiune și vă promit că vă mai invit cel puțin încă o dată. Bine, pentru că aveți încă enorm de multe lucruri de povestit. Vin cu multă plăcere. Și ar fi bine ca oamenii să înțeleagă că acest popor trebuie să continue tradițiile noastre care sunt milenare. Folclorul este ceva care nu va muri niciodată. Nu, nu. Mulți au prezis chestia asta. Da, niște casandre de-astea, păgubase, că va muri. Nu o să moară. Niciodată. Și ce efervescență e în provincie, că eu sunt mereu invitat la festivalul. Uite, adineaori am fost săptămâna trecută la Iași, Festival Angela Moldovan. Îi mulțumim maestrului Constantin Arvinte și dorim multă sănătate și încercați cât mai mult să ascultați muzică frumoasă, George Enescu, pentru că rapsodia română este nemuritoare și Dumnezeu a vrut ca România să aibă oameni de valoare deosebită ca maestru Arvinte, ca Ionel Perlea, ca Sergiu Celibidache și mulți alții ca George Enescu. Așa că vă mulțumim pentru că ne urmăriți, vă dorim sănătate și o seară plăcută!